Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi... Bă, astăzi avem American Truck Simulator pe felie. De ce? Bă, am zis să mai intrăm să vedem care-i treaba, dacă s-a mai modificat ceva, dacă s-au mai retușat unele chestii. Am văzut că au apărut DLC-uri, bine, nu le-am achiziționat, dar... am văzut că au mai apărut DLC-uri și am zis, bă, hai să vedem, poate s-a mai făcut și un update la joc. Așa că avem o cursă. Hai să vedem cum decurge treaba și ce calitate a jocului avem. Multă lume spune că la grafică e mai ok decât Euro Truck Simulator 2. Eu, sincer să fiu, nu cred. Nu știam dacă luminile sunt aprinse. Ok, hai să-i dăm drumul. Destul de încărcat, aparent. Da, nu știu, pe mine nu mă dă pe spate și cu grafica la maxim. Pe DirectX 11. La interior, da, arată bine, dar în afară nu mi se pare mie cine știe ce. Suntem în Arizona, ceva de genul. Da, nu știu, nu... Grafica pe mine nu mă dă pe spate la jocul ăsta. Și v-am spus, o am full. Acum, știu eu, update-a la zi. Trafic cam puțin tel, așa. Mai mult camioane pe drumuri și autocare decât mașini.
Am crezut că am banda 2-3 acolo, dar de unde ți-ai găsit? Da, chiar sunt curios ce părere aveți voi de grafica asta, pe mine unul nu mă încântă. Ori nu mai știu eu ce grafică mai are DS2-ul, dar American Truck-ul nu știu, nu-mi place cum se vede. Are și culori spălăcite așa. Aici aduce un pic așa cu Spania. Da, drumuri naționale nu are jocul ăsta, numai de astea autostrăzi. Ceau, Heisa.
Uite, bă, că se lucrează și în America la drumuri. Cine îți spunea că nu se lucrează? Aici a venit la un market ceva, cred că. Stai că vedem noi imediat. Sell goods. Nu e chiar market. Am văzut și locul nostru de parcare. De treabă românească, bă. Numai românașii pot să facă așa ceva. Știi ce cauciucurile.
Eu normal, dacă te uiți atent, eu am tras o la rampă, corect, dar uite că ăsta spawn-ul nu e ok. Și trebuie să dau mai în față. Ceea ce nasol. Nu? Trebuia să mă lași la rampă, frumos. În fine. Chiar și așa. E bun. Să decuplăm, zic. I-am luat banii, ce mai? Da, nu știu, nu mă dă pe spate. Sincer, nu asta. Plus, nu prea mă încântă camioanele astea americane. Nu, n-aș da. N-aș da. E să doi pe joculețul ăsta. Da, în fine. Fiecare cu plăcerile lui nevinovate. Ne oprim aici, așadar. Nu știu că nu mai revenim noi cu americanul, dar nu cred că prea curând. Vă salut, numai bine. Chiar aștept părerea voastră, să-mi lăsați comentarii, să spuneți ce părere aveți voi. Nu știu, poate mă înșel eu, poate, na, nu știu. În fine, vă salut, seara bună să aveți.